Ilan Laufer, fost ministru pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat, a lansat joi 11 octombrie la USV, în fața studenților, programul Smart Start USA, soluție eficientă de finanțare pentru internaționalizarea afacerilor românești, care își propune să ofere finanțare antreprenorilor români care vor să-și dezvolte afacerile în Statele Unite ale Americii. La eveniment au participat reprezentanți ai băncilor partenere, ai mediului academic și ai mediului de afaceri. Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a găzduit joi 11 octombrie conferința Smart Start USA, soluție eficientă de finanțare pentru internaționalizarea afacerilor românești. Prezent la evenimentul de lansare, profesorul universitar dr. inginer Mihai Dimian i-a încurajat pe studenții care vor să devină antreprenori să se înscrie în program. 15 ani de zile în Statele Unite, mă bucur că avem acum posibilitatea să vorbim și de relația cu Statele Unite în mod invers, pentru că de la revenirea în țară am militat ca firmele din străinătate să vină în România și să aducă cu ele locuri de muncă, să investească în această țară. Pe de altă parte, acum cred că suntem destul de puternici să facem și pasul invers. Firmele din România, tinerii din România, să beneficieze de o finanțare care să-i ducă pe piața Statelor Unite. Potrivit organizatorilor, programul Smart Start USA urmărește finanțarea și facilitarea accesului unui număr de cel puțin 10.000 de IMM-uri și antreprenori români anual pe piețele internaționale, atenția principală fiind acordată pieței Statelor Unite ale Americii. Programul Smart Start USA a fost lansat ca și o necesitate. Avem nevoie să creăm un ecosistem care să susțină exportul și internaționalizarea companiilor românești, indiferent din ce zonă și din ce segment faceți parte. Evident, se poate înțelege și din numele programului că dorim să avem ca și canal prioritar facilitarea accesului companiilor românești pe piața Statelor Unite ale Americii, dar nu numai. Într-o primă etapă, mediul de afaceri român va avea posibilitatea de a intra în contact direct cu realitățile pieței americane, în acest moment prea puțin cunoscută în România. Prin intermediul programului, societățile comerciale cu capital românesc vor fi conectate la oportunități concrete de dezvoltare profitabilă a business-ului și de extindere a brandurilor proprii în medii economice, dinamice și competitive. Bugetul alocat finanțărilor companiilor cu capital românesc prin intermediul Smart Start USA este de 500 de milioane de dolari. Creditul financiar este de până la 200.000 de dolari, dar putem să finanțăm și proiecte mai mici. Adică orice idee pe care dumneavoastră o aveți și credeți, îndrăzniți să credeți în ea, vom fi acolo ca să vă ajutăm să obțineți această finanțare și să faceți acest pas către antreprenoriat, export sau internaționalizare, cu un aport propriu minim de 15%. Durata implementării de maxim 7 ani, urmărim dezvoltarea sectoarelor prioritare și cred că domnul prorector a menționat un aspect extrem de important. IT-ul în România a cunoscut o creștere fantastică. Avem foarte mulți tineri români talentați, din păcate foarte mulți dintre ei părăsesc România. În cadrul evenimentului a fost prezentată și platforma de înscriere în acest program, smartstartusa.net. Avem peste 1000 de sucursale bancare implicate în implementare, ceea ce înseamnă că puteți aplica de oriunde în România și tocmai din acest punct de vedere am ales să am o campanie de informare în toată țara. Nu contează de unde aplicați, veți primi același tratament prioritar pentru a vă implementa proiectul și planul de afaceri. Care sunt beneficiile dacă vă înscrieți? În primul rând, cei care se înscriu în cadrul platformei smartstartusa.net nu sunt obligați neapărat să acceseze un credit financiar. Este foarte important. Mai întâi, încercăm să beneficiați de toate aceste facilități pe care le oferim și le voi enumera: certificare Smart Start USA, accesul la comunitatea Smart Start USA, tratament prioritar în baza certificatului. Odată certificați, noi urmează să vă contactăm. Evenimentul este organizat de Fundația Laufer, Camera de Comerț și Industria României, Academia de Studii Economice din București, împreună cu partenerii de implementare ai programului Smart Start USA.